cel mai chis. Ce tare. Ia uitați, fraților, Dacia. De unde vive ustedes? De România. Sunt 40 de zile de dans, de muzică. Aici am dormit noi. Amintiți că pe asta am dormit în living slash bucătărie. Aici sus e dormitorul gazdelor noastre. Foarte mișto ați făcut astea de lemn. Cristina la baie. Au și câine. Rocco, ce faci, mă, băiat? Au și pisică. Pisică? Ce faci? Au și multe cicăți acolo. Aici sunt foarte, foarte scumpe motociclete. Le-a dat vreo 5.000 de euro pe motocicletă de 400 de centimetri cu 40.000 de kilometri. Foarte scumpe, ca și în Brazilia și în Uruguay motocicleta, deci e exclus să putem să cumpărăm. Că ne gândeam la o variantă să cumpărăm motocicletă aici, să o punem la punct și să o lăsăm pe continentul ăsta pentru următoarea călătorie, dar poate în Argentina să fie mai ieftine. Mai întrebăm, ne mai informăm, că informațiile nu costă. Ne-am luat revedere de la gazdă și mi-am dat seama că am uitat camera înăuntru. Am sunat-o pe femeie, ne-a deschis iar, m-am să iau camera și acum când să plecăm, și-a dat seama Cristina că a uitat live stream-ul frigider. Iar, sună pe femeie, deranjează-o, bă, suntem, chiar că suntem cu capul nori. Am băgat la frigider. Está todo? Sí, ahora sí. Esperamos, esperamos. De ce? Te bag în spate aici. Doamne, săraca femeie, de două ori am chemat-o înapoi. Noi acum de dimineață rămăsesem singuri pentru că gazele noastre, Natalia și Enzo, au plecat la muncă. El lucrează în construcții și ia protecția muncii. Nu ne-am putut lua la revedere acum, am făcut-o aseară. Și aseară ce am mai stat să vorbim cu ei. Da, acum ieșim la principală și este și o stație de autobuz, dar poate încercăm să facem și stop în prima fază. Încercăm să facem stop, că am aflat bilete la autobuz până în oraș pentru 30 de kilometri. Costă 400 de ăștia. Cât Dumnezeu înseamnă? 40 de lei? 10... 50 de lei. 10 euro. 10 euro. Da, 50 de lei pentru 30 de kilometri. Ce dracu. Dacă nu chiar nu ne ia nimeni, o să mergem cu autobuzul. Am venit noi până aici, am salvat o grămadă de bani și nu mai mergem, nu mai salvăm până în centru. Și plus că ziua e lungă, gazda cealaltă din Montevideo e la muncă și ea. Azi că trebuie să ieșim la, să mergem la ea, să luăm cheia, ca să lăsăm bagajele, să putem să vizităm orașul, adică să profităm de ziua asta. Suntem cu hainele curate, ni le-am băgat aseară la spălat, suntem foarte organizați. Adică să avem forțe proaspete astăzi. Așa că hai la marginea drumului. Ia, cum se deschide mașina asta, fii atent. Ce interesant e. Hop. Așa. Uite, mișto, nu? Da. Ia, trageți centura. Hop. Cum e tu nume? Ricardo. Ricardo. Gracias. Un gusto, un gusto. La verdad, con cosas que han cambiado los tiempos, no se acostumbra a levantar mucha gente, pero sí, bueno, a veces uno mira, vos decís, no me daba mala impresión de nada, entonces digo, lo subo. Sí, mucha gente está bueno. Mucha inseguridad, han pasado muchas cosas malas. Como en cualquier país, digo, creo que ha cambiado esa cultura. Antes habían muchos, nosotros le llamamos mochileros, que son una cosa como ustedes.
y no había ningún problema. Hoy día, ver una persona en la noche que te hace dedo, no lo levantás. No lo levantás. En la noche... En la noche no, no lo levantás. Sí, también la gente nos dijo que tenemos cuidado en las ciudades grandes, cuidado con las mochilas y las manos. Sí, eso puede ser factible para algo. Ojo, no es una cosa que se tenga que estar cuidando porque es Uruguay, no es una cosa... Pero pueden pasar cosas como en cualquier otro lado. Sí, sí, claro, porque en todo el mundo, si vas en las ciudades más grandes, es peligroso estar con el teléfono. Más en el caso de ustedes, que ustedes están mucho más expuestos al estar sobre la ruta, ajá, viajando de un lugar a otro. Nosotros cuando hacemos turismo, por ejemplo, que vamos a Brasil, vamos a lugares más específicos, entonces están mucho más controlados. Sí, sí, sí. Pero las periferias o lo que fuera, siempre pueden suceder cosas. Nosotros hemos viajado 3 veces a Brasil y nunca hemos tenido ningún problema de nada. La verdad no puedo decir nada. Ahora cruzo para aquel lado, ustedes siguen para... Gracias, sí. Ricardo, gracias. Bueno, fue un placer. Muchísimo gusto. Que tenga mucha suerte. Espero que... Es muy interesante esta coche. Sí, sí. Convirtieron esta camioneta simple en cabina y media, le llaman acá. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno. Ya trata, ¿ves? Hola. ¿Hasta Portones voy? ¿Hasta el shopping Portones? ¿Dónde van ustedes? Montevideo. Ahí va, sí, sí. ¿Sí? Foarte bine până unde merge omul ăsta, o să vedem, mai avem 17 km până în centru. Mai facem 3 stop. Ciudad Vieja, ojo las cámaras y eso. Ajá. En Ciudad Vieja ya. Gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Chao. Chao. Que anden bien. Uite, frate, Și-a făcut el. Și-a făcut el, frate, a mers cu jos, vezi? Am hotărât să luăm un autobuz de aici până în centru, că... S-a mai ținit. Da. Și stopul e destul de greu de făcut de aici. O să dăm $1 de persoană. Sperăm noi, la autobuzul ăla, la ăsta, nu știu, să vedem. E cuanto, cuanto costa? Una ta, 48. Dacă din aproape, la aproape am ajuns la autobuzele alea care costă interurbane, urbane care costă mai puțin, 52 de pesos. De astea, deci 1 euro și un pic, 7 lei. Deci 15 lei amândoi. Dar mergem 13 km. Avem de mers. Compromiso, muchas gracias. Obvio, vale, gracias. Mergem să ținem cu gazda noastră. Aha. Uite-l aici. Aha, pe aici. Cu dreapta. Ciao, man. Good, hello. Yeah. Cristina and Victor. Mucho gusto, Nazareno. How was it? You're coming here? It was good. We teach hike after the weather. Yeah. Yeah, no, since Uruguay is really tiny, everything is closed. But yeah, take my keys. You want to lift the big bags and go? Yeah, to... it's okay. Till what time you work? Till 5. Ah. But you do whatever you want, just don't close the door. Don't close? Don't close, so I can go in. Because this is my
my only key? Keys. Only key? Yeah, I have another one, but at my place. Uh-huh. So don't close the door. Don't close the door with the key. Thank you so much. Yeah. See you later. If you manage, there's another set of keys over there, but I'm not going out tonight, so we will talk later. Okay. Yeah. See you. Thank you. Bye bye. Avem cam 2 km jumate de mers, dar am decis că o să mergem pe jos pentru că e o bună ocazie de a prinde un pic spiritul orașului înainte să mergem să vizităm chestii mai turistice. Vedem și noi cum trăiesc oamenii. I-am văzut pe străzi mulți. Da, săraci. Au firma lor aici în Uruguay. Se numește Trotamundos. Ceva de genul în jurul lumii. Îmi place. Noi ne-am intrat ca să căutăm o saltea de asta gonflabilă. Și au de-alea de plajă mai mult. Încercăm, mai vedem. Ceva mai specializat ne trebuie. Me quedan 6.000, pongo carga al teléfono, 500 pesos, y pongo, y pago una deuda que tengo que me prestó dinero, y ¿sabes qué? Me quedan 3.000 pesos hasta el mes que viene. ¿Sí? ¿Cómo hago? MacGyver. Pero nosotros caro también. Es muy caro, sí. ¿Dónde viven ustedes? De Rumania. Ay, pobrecito, los compadezco, en el medio del quilombo viven ustedes. Ay, pobrecitos, que ojalá que terminen y se dejen de hacer los locos. Ese Putin había que enterrarlo. Que tengan suerte y que no pase nada ni a nadie de su familia, ni a ustedes tampoco, ni a ninguno de los de alrededor de los países. Porque lo más triste es una guerra. Y sin sentido, porque sí, es maldad lo que tienen. Porque claro, si ese país que están aquí, el país que está haciendo es el mayor productor de cosas. De piedras preciosas, de petróleo, todo es que Rusia se lo quiere comer. Y le pide ayuda a los chinos de miércoles, estos los reyes del coronavirus. ¡Oh! Y solo la gente normal sufre. Solo la gente como nosotros sufre. Sí. ¿Y qué te parece? Sufro yo que estoy a cientos de kilómetros y no van a sufrir ustedes. A mí me da mucha tristeza todo eso, porque los inocentes no tienen la culpa. ¿Por qué no se meten todos en un campo, piden que pase una bomba y que se la tire y se maten a los sí, maten a todos? Exactamente. Yo soy medial. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan mucha suerte, que no les toquen. Una cuadra y media, de este lado hay comida. ¿Comida? Sí, sí. Para este lado no, pero por eso. Ajá, hola un país. Gracias. Muchas gracias. Pase bien. Super prietenos oamenii aici. Le zici că suntem din România și deja da. Zic că le pare rău de situația cu războiul. Care noi am întâlnit-o pe pensionarea aia care s-a văitat fără să știi, să nu ne audă că nu suntem de pe aici. Deci s-a văitat așa ca unui ispan, ca unui uruguayan. Și după aia a zis, suntem de România, de România, mamă, mai greu, mai nașpa. Prietenoasă lumea și... L-au întrebat și pe moșulica dacă știe ceva de mâncare mai ieftin în zonă și s-a gândit și ne-a zis că mai încolo, un pic. Și acum m-a schimbat un pic direcția. Vezi? Asta ce înseamnă să mergi așa prin oraș fără să ai un obiectiv? Da. Ce e bună venirea la tuia? Ceciuva, tomate, ketchup, aceciuna tine? No, no me queda. Bueno. Ceciuva, tomate, ketchup, ketchup, ¿qué más? ¿Y qué más tenés? Ah, pues perejil, adobo. Ce m-a gândit eu? Vă dame le bune? Aștia-s hamburgerii noștri. Arată bine. Sperăm să fie 200, așa cum am văzut noi. Și nu mai mult. Pare frumos. Vreau să-i dau. Thank you! Gracias. Împreună 200, adică... Cum am venit la mea? 25. 5 euro. Ia uitați, fraților, Dacia. Da, ești nebun. Dacia în stare de funcționare. Pentru pasionați. Ia uite, Uruguay.
el 600 y ese es el 600. Gracias, no sé quién. Servim aici la bar, frumos, scaune de-astea. Ca bogații. Aici trebuie să fie. Ne dat tot asta. Intrăm. La etajul 10. Am ajuns, lăsăm animalele astea din spate. Uite, am băgat 4 km acum la autobuz, la el. Am făcut și am și văzut chestii. Aici scrie că discuții mai comod. Și asta e studio. Mamă, ce... ce scule are aici omul. Au ce miște aici. Uite, are terasă. Băi, las-o. Ce tare. Ia. Montevideo, doamnelor și domnilor. Mare. Mamă, cu vedere la mare. E la doar 200 de metri de blocul gazdei noastre. Este fix piața centrală. Am venit să aruncăm o privire și acum ne îndreptăm spre obiectivele turistice pe care le avem noi notate din acest oraș. Costum de carnaval și am oprit să îl vedem. Sperăm că diseară putem să vedem și noi ceva undeva. Aute, în fier beton ce poți să faci? Suntem în Piața Independenței, aici în Montevideo, și avem în spate Palacio Salvo, Palatul Salvo, făcut în 1928 de către un imigrant italian ce locuia în Buenos Aires, Mario Palanti. Este o clădire înaltă de 100 de metri, iar arhitectul a utilizat același stil și la un palat din Buenos Aires, Palacio Barolo. Mă tot intriga numele ăsta, Montevideo, de unde până unde, Montevideo, ce înseamnă. N-am găsit foarte multe informații, doar că o explicație ar fi faptul că în portugheză Montevideo înseamnă eu văd un munte. Nu știu de unde până unde, că noi nu vedem niciun munte în zona asta, în Uruguay. Poate că nu avem parte noi de carnaval în stradă așa cum ne așteptam, că carnavalul ar fi cu bilet și intrare, gen spectacol, gen teatru. Da, bine, au fost și parade pe stradă, dar la început, a început în ultima săptămână din ianuarie și culmea că carnavalul acesta din Uruguay este cel mai lung carnaval din lume, ține 40 de zile. Nu este într-adevăr atât de mare ca cel din Rio, de exemplu, dar este cel mai lung. Așa, spuneam că nu avem parte de carnaval pe stradă, dar în schimb avem parte de tot felul de concerte, de artiști, de oameni interesanți. Uite cum sunt ăștia de aici. Muzica.
că s-a lăsat cu râsete și vrem să împărtășim și cu voi de ce râdem noi acum, ce le-a venit nouă prin cap. Știți că prin Brazilia, la cort, nu știu dacă am menționat până acum vloguri, dar la cort oamenii ziceau mai cabana, puțin cabana. Cabana. Și în sud? În sud, baraca. Eu ziceam, domnule, avem una cabana. Una baraca? Da. Și acum, ne gândeam noi. Îi zic, baby, în seara asta vrei să stai la cabana sau la baraca? Și azi depinde unde îl montăm. Dacă montăm cortul într-un parc, e baraca. Dacă îl montăm într-un pe o terasă la unul, cum o să facem, cred că în seara asta, e cabana, tată, nu? Da. Încă un obiectiv turistic important din Montevideo este Teatrul Solis. A fost deschis în 1856 și a fost proiectat de arhitectul italian Carlo Zucchi. Hai că stăm aici la casă, mai schimbăm 30 de euro. Am dat 50 și ne-a dat 20. 100 doar. Da. Muchas gracias. Uite ce parfumos. Și mai și aici ce desen mișto. Așa, cu ce crezi? De asemenea, în Montevideo, ca și în celelalte orașe din Uruguay și America de Sud, există Rambla, ce este strada pe lângă mare, ca o faleză, să zicem așa. Și am venit și noi. Stăm puțin pe malul mării și pornim spre casa gazdei noastre, pentru că o să iasă și el de la lucru la ora 5, este 5-10 minute chiar. Fraților, uitați aici o bombă, o petardă, nici nu vine să cred că mașina asta e în circulație. La de asta ce ziceți? Lux, mamă, are și volanul blocat cu lanțul. Mă. Am ieșit să vedem o mică paradă în seara asta. Asta e echipa noastră. Am dat 200 de știa cât înseamnă. 5 euro, 25 de lei. Hai, poftă bună. Te-a pus două lăs pe ăsta. Să livreze pizza de aici. De la pizzeria Vecchio Pancio. Au ce mișto. După cum v-am zis, Uruguay este în plin carnaval. Sunt 40 de zile de dans, de muzică. Noi am nimerit într-o miercuri, nu este spectacol foarte mare, dar uite că pe stradă s-a strâns ceva lume și au pornit marșul tobelor, sau nu știu cum se numește chestia asta, și asistăm și noi, e plăcut. Hai că nu eram foarte siguri dacă vor trece pe aici sau pe unde vor trece și am cerut informații la un cuplu mai în vârstă. Și au zis că într-adevăr o să treacă pe aici, dar să avem foarte mare grijă cu camerele, cu rucsacul, că sunt mulți hoți pe aici care nu sunt din zona asta, au zis ei. Și așteptăm să formeze, că am venit prea devreme. Na, a zis Cristina că la 8, a uite, 8 jumate și păi așa am primit informația, că în seara asta la 8. Inside information de la gazda noastră Couchsurfing, de-aia vă zic că e bine să stați pe Couchsurfing, că aflați informații pe care altfel nu le găsiți. A sunat el un prieten pasionat de pasionat de carnaval și aia a dat în bileagă faptul că trece pe la strada, asta la ora asta. Da. Că altfel nu știai. Deci eu credeam că nu era teatru. Am ceva informații pentru că dar n-am găsit locație, oră, n-am găsit. Așa că avem locuri rezervate aici, totul e în regulă, suntem bine. În față. Suntem bine deocamdată, cu camerele astea nu se știe. Vedem pe parcursul serii. Și a început carnavalul. Thank you.
mai mare și mai interesant decât cel din Bolivia, pe care l-am văzut anul trecut. Anul trecut, acum 4 ani, da. Pardon. Dar cu siguranță e mai mică amploare decât cel de la Rio, deci cumva trebuie să fie pe listă și ăla pentru la un moment dat. Da, uite frate că se poate și cu cortul în oraș. Nu ne-am știut, dacă știam. Tell us something about carnaval. About carnaval? Yeah. It used to be from the slaves, so it's an African festival, and it's really rooted in voodoo. Then the white people decided to leave the Africans do this, and so it became like a tradition, and they do it every year, and now it's like of cultural interest for non-black people. How many million have this Montevideo? 1 million. In Uruguay, they only produce software and cows, like Uruguay? Meat. Uruguay? Yeah. 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 Just two. Like the main and soy, that's the main like input of money. So don't have the resource. I guess not. It's a tiny country, really tiny. Like you cannot produce anything here, because your only market it's for 4 million, 3 million people. 3 million, all the country. All the country. Yeah. Really? Yeah. It's good to know. The herb that you put on the mate is. It's not produced in Uruguay, it's produced in Brazil. But I don't know, Uruguayan people love to drink that. I don't know why. But it's hot. It's really hot. Yeah, somebody give us. Yeah, it's hot and bitter. It was hard to pretend I like it. Yeah, no, for me, I don't drink it, it's awful. Because it's hot and bitter. It doesn't make sense to drink something hot and bitter in winter, in summertime. You say, hey, would I get it? No. No, not at all. It's really addictive. It has tons of caffeine, yeah. So it's pretty addictive and it keeps you awake. So I guess Uruguayan people drink it. So people, that's right. I guess, replace the coffee with this drink. Yeah, but it's even like stronger than coffee, because you don't drink a whole liter of coffee. Yeah, right. Uh-huh. But you drink a whole liter of mate. Almost 2 liters actually. Yeah. I see in Brazil bigger. Yeah. And it's uncomfortable to have this. Totally. Huge thing on your arm.